Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă etalare. Vreau să continui zodiile pentru luna septembrie și am ajuns la Scorpion. Ce elemente importante trebuie să știe scorpionii pentru luna septembrie? Aici văd deja o persoană care este în așteptarea rezolvării unei situații anume. Aveți impresia că nu mai aveți noroc, că cineva vă trădează, vă înșală, că persoana respectivă nu mai are aceste sentimente sau nu are sentimente de dragoste la fel cum dumneavoastră aveți. De asemenea, vă simt că vă gândiți foarte mult că nu mai aveți noroc. Ceva în dumneavoastră vă spune că nu mai sunteți norocoși, nu vă mai simțiți norocoși așa cum ați fost până acum. Din toate punctele de vedere, există pentru mulți dintre voi o altă persoană implicată în această relație, dacă vă gândiți la o relație de dragoste, dacă vă gândiți pe plan profesional, din inactivitatea în care ați fost, pentru că simt foarte mult că ați stagnat, v-ați odihnit. V-ați aflat într-un mod în care ați gândit, ați meditat asupra unei probleme anume. V-ați abținut foarte mult de a face pasul înainte către această persoană, însă să știți că veți avea în septembrie, luna septembrie vă va oferi schimbări extrem de pozitive, noroc, deși dumneavoastră în prezent simțiți că nu aveți parte de acest noroc. Dragii mei scorpioni, pentru voi văd o persoană brunețică cu tenul alb sau blânduț ochi albaștri sau șaten ochi căprui, care poate fi în gemeni, vărsător, balanță, rac, scorpion sau pești. Vă veți gândi foarte mult la ceea ce mișcare va trebui să faceți. Așteptați și așteptați și așteptați. Sunteți într-o mare perioadă de așteptare. Vă abțineți poate și vă gândiți în fiecare zi, câțiva dintre voi, la o persoană cu litera G, da? Fie că există anumite litere din conținutul cuvântului respectiv, prenumele persoanei respective, ați luat un risc în momentul în care v-ați implicat în această relație. Aveți securitate la locul de muncă, o foarte mare securitate. Atenție să nu vă aprindeți foarte mult. Văd foarte mult că există posibilitatea unei gelozii. Atenție la o agresivitate. Să știți că între dumneavoastră și o anumită persoană cu litera L sau litera J, litera B de altfel, vă veți deplasa cu mașina pentru a urmări această persoană. În 7 zile, 7 puncte, veți întâlni o persoană sau veți primi un mesaj de la această persoană și veți ajunge la o concluzie. Mulți dintre voi va trebui să vă îngrijiți în ceea ce privește și să vă puneți la. De fapt, în luna septembrie vă veți gândi foarte mult la destinul dumneavoastră, la ceea ce puteți face pentru a schimba viața dumneavoastră. De sărbători
Văd că de Crăciun veți pleca undeva, dumneavoastră cei din Scorpion, veți pleca poate într-un oraș cu litera B. În orice caz, vorbiți cu cineva de la distanță. Poate ați cunoscut persoana respectivă prin internet. Câțiva dintre voi există posibilitatea să vă schimbați mașina, să vă luați o mașină sau să schimbați culoarea la mașină, să o vopsiți, da? Vă gândiți în fiecare zi și sunteți geloși pe această persoană cu care aveți o relație la distanță, mulți dintre voi. Este o persoană care ați cunoscut-o pe rețele de socializare sau, în orice caz, există o spionare care se produce prin rețele de socializare. Aveți foarte multe întrebări legate de destinul dumneavoastră. Luna septembrie, dragii mei Scorpion, vă pune în fața unui bagaj de întrebări enorm de multe legat de o relație de dragoste, legat de gelozie. Atenție, cum v-am spus, pentru că sunteți extrem de geloși, ca spiritele să nu se aprindă, veți vrea să faceți o schimbare, o schimbare care o veți pune în plan acum și se va concretiza în decembrie, în luna decembrie. Veți lua acțiune, veți acționa în privința unei relații de căsătorie pentru unii dintre voi sau în orice caz trăiți cu această persoană sau vreți să locuiți cu această persoană. De asemenea, veți avea noroc la locul de muncă sau pe plan financiar. Sperați într-un viitor mult mai bun. Dacă sunteți singuri, dragii mei scorpioni, să știți că veți cunoaște pe cineva. La început va fi o frumoasă prietenie între dumneavoastră și această persoană. O veți cunoaște, s-ar putea, pe internet și lucrurile vor merge bine între voi doi. Lua în considerare o apropiere între voi cu timpul. Problemele dumneavoastră legate de domeniul financiar vor dispărea de altfel cu timpul. Dacă vă gândiți la un business anume, să știți că se va dezvolta afacerea dumneavoastră. Veți primi câțiva dintre voi o propunere în căsătorie, iar în fața acestei propuneri nu știți ce să faceți, sunteți îndoiți de această cerere în căsătorie, pentru că este destul de rapidă. Persoana respectivă sau dumneavoastră vă doriți o relație pe termen lung. Pentru unii dintre voi, o persoană din trecut își va face apariția în viața dumneavoastră și veți planifica și veți planifica fiecare etapă de acum încolo, atât pe plan financiar, cât și pe plan sentimental și pe plan profesional. Vă veți dedica foarte mult profesiei în luna septembrie, veți fi extrem de încrezători în forțele proprii, nu vă pot spune că nu veți întâlni anumite situații dificile, da, veți întâlni, însă veți înlătura acest lucru, vedeți soarele aici, veți fi capabili cu abilitățile voastre să înlăturați orice obstacol, orice problemă, orice rivalitate din calea dumneavoastră, pentru că sunteți pregătiți. Sunteți pregătiți și ieșiți din starea în care v-ați aflat până acum, din starea aceasta de stagnare, de staționare, de a nu acționa, de a sta și de a aștepta. Pentru că ați așteptat destul, iar luna septembrie vă oferă noi oportunități, vă oferă un deblocaj al unei situații sau al unor situații care au necesitat din partea dumneavoastră trădare, o evaluare mult mai importantă. Ați fost răniți. Inima dumneavoastră a fost rănită, ați sângerat,
Și acum vă veți reface, iar luna septembrie vă binecuvintează cu această nouă viață, ca să pot spune așa, deoarece dumneavoastră ați ajuns la o concluzie destul de importantă. Atenție cu circulația sângelui, pentru că văd câțiva dintre voi veți avea picioarele destul de obosite și va necesita multă atenție din partea și îngrijire din partea dumneavoastră, parcă veți consulta pentru probleme legate de varice, de crampe, și vi se va da o cremă pentru a putea acționa mult mai bine asupra circulației sângelui, da? Cam atât am avut de spus în ceea ce privește etalarea de astăzi pentru voi, dragii mei scorpioni, pentru luna septembrie. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări și vă aștept cu drag la noi videoclipuri la fel de interesante. La revedere!